Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Bine, data asta suntem din nou pe joculețul ăsta pe care l-am mai jucat acum ceva timp, dar v-am spus și cred că unii dintre voi ați numit pentru că unii chiar ați intrat pe joc și v-ați jucat. V-am spus că o să se adauge limba română și iată că acum s-a făcut acest update și o să fie mult mai ușor să-l puteți să-l jucați, o să fie mult mai competitiv pentru voi și cu siguranță o să fie mult mai atractiv să accesați jocul și să-l încercați. Sunt alături de Robert în conferință pe Skype. Salut toată lumea! Iar el o să ne mai îndrume în momentul în care noi o să ne blocăm, să zicem, dar sperăm să nu fie cazul ăsta. Bun, ideea e că ăsta este site-ul, o să-l aveți oricum în descriere și dacă vreți să modificați limba sau orice fel de detaliu de genul ăsta, aveți aici setări. Și avem engleză, română, germană, spaniolă, portugheză. Noi o să-l ținem pe română, pentru că dacă tot s-a adăugat acum trebuie să profităm de chestia asta. Și o să intrăm într-o cameră doar de limba română alături de Robert și cuvintele ce ne sunt cerute în momentul în care ne jucăm, adică la spânzurătoarea respectivă, s-au tradus, deci cam totul este mult mai easy. Acum o să-i dau joacă fără cont, pentru că e mai ok, o să intru pe ușor. Uite, zi tu în care cameră vrei să intrăm, camera 2, 4 și 6, văd că sunt... Ar trebui să mă vezi pe camera 1, spunem dacă mă vezi, dacă nu intre tu într-o pe cameră camera... și... Da, uite, ok. Poți să spui de aici numele în cazul în care vrei să... Asta dacă nu ai un cont, dacă ai cont poți să spui probabil ce nume vrei tu, nu? Da, poți să spui absolut orice nume când te înregistrezi. Doar că eu dacă nu am, uite, o să țin Skillet Painting pentru că mă reprezintă. După care intri frumos aici, poți să selectezi să primești notificări dacă vrei. Tu ești Honestar tu, nu? Da. Ok. 11 și aici și este rândul meu și eu acum ar trebui să scriu 11. Să scrii sau să desenezi 11, dacă ăla e cuvântul pe care l-ai primit. Bă, bine, știți sau nu știți, uite, o să vă arăt aici și care e treaba cu regulile. Nu, fără chestii ofensive, fără să, nu știu, fără înjurături, fără chestii pornografice sau orice fel de chestii de genul ăsta, pentru că na, nu e ok. Bun, hai să vedem. Ce o să aibă, puteți să raportați un abuz dacă e nevoie, puteți da like pe Facebook, aveți și Twitter-ul aici, puteți să vă selectați de aici cam tot ce ține chestia asta, adică creioane, să ștergeți culorile și punctajul se ia în funcție de cât de mult ghicește face celălalt și, na. Bun, ar trebui să... Vedem dacă ghicesc, oare? Oare? Hai că nu e complicat. Pe acolo. Nu știu. Iau mai ușor. Ok. Nu, nici așa? Nu. No. Ok, o să insist. A. Da, cam greu, dar oricum, na, ce să zic. O să-i dau normal, n-a fost chiar easy. Bine, e mult până ți apare alea sus, știi, să-ți dau niște indicații. Dar așa, până acolo, e o leacă mai greu. Bun. Ok, aici nu prea știu exact ce să desenez. Ce cuvânt ai primit? Cadru. Dar nu știu exact cum să-l desenez să... Poate să fie cadru foto. Da. Dar mi-e cam greu să reproduc, sincer. Și încă asta e camera, aici ar trebui să fie... ochiul prin care vezi tu. Și nu știu exact ce să-i mai pun, ar mai fi după aia obiectiv, ceva de genul, dar nu cred că o să-ți dai seama vreodată după cum am desenat, o să fie vreo cameră de filmat asta. Ideea e că oricum cuvintele foarte vechi prin sistemul ăsta de votare se vor tria. Spre exemplu că dacă un cuvânt este foarte greu pentru toată lumea, va fi arătat mult mai rar. Da. Bun, hai să vedem ce a picat lui de data asta. Ok, asta o să fie amuzant. Nu, că nu o să zic nimic până nu o să fiu sigur și până nu o să văd exact care e treaba, adică să mi se dea și un indiciu ceva. Ceva. Asta e tot? Da, ar trebui să dai seama din asta. Sau pot să fac ceva de genul ăsta. Nu cred că e ce cred eu. Ce face are o fată? Cred că nu pot să-mi dau seama că... Acel moment al lunii? Ah.
Mamă, la secundă a fost. Da, ok. Sunt peste 500 de cuvinte oricum, O, tradus în deci... toate limbile. Uite, zi ceva despre asta. Ți-am dat... Eu zic că ți-am dat suficiente indicii. E, asta a fost ușor. La asta am știut exact cum să-l fac și eu ca să fie easy. Hai, asta o să fie ușor. Calculator. Oare? Stai așa. Ca la mărțișor, ceva de genul. Mai pui sau mai adaugi ceva. Păi nu, stai, ce vrei să reprezinte acel ator? Pe Trebuie, calculator, nu? e minusator. E cuvântul fără acele litere. Că... Așa, nu eram sigur dacă stai. Am stat dacă să procesez, dar mi-am dat seama. Oh, stai așa să vezi aici. Ține-te bine să vezi aici talent. Ok. Nu seamănă, dar deja văzuse roțile, puteți să ieși ori căruță, ori mașină, una din asta doar trebuia să fie. Deja te vedeam cu titlul Desenez mașina visurilor mele. Da, să știi, mi-ai dat o idee. Bun. Ia să vedem ce facem aici. Ok, nu prea înțeleg care e faza, dar... Nu? Nope. Stai așa. Bingo. A durat ceva până acum, le-am luat și pe toate la nimerele, trebuia să fie unul. Hai să vedem ce este acum. Ia să vedem. A, pe da, aici nu prea știu exact ce... O să-ți dau oarecum un indiciu, dar altceva n-am ce să-ți dau la capitolul ăsta. Nu e exact asta, nu. Și ar trebui să fie niște nori, știi? Nu, 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 nu. E mult mai easy decât crezi. Nu. Ah, come on, vreme. Nu. E ceva la care nici nu cred te aștepți că e, nu. Stai Deci că nu e mai ceva pierd de un acolo de alfa. sus. Și nu cred că o să-ți dea indicii pentru că sunt decât două litere. Nu. Sunt două litere. Da. Rahat. Habar n-am, hai să vedem ce. Hai mă! Eu ți-am zis, n-aveam ce să-ți Trebuia să desenez faci un exact. calendar. Am zis și eu Făceai să-ți un dau și calendar eu și un arăta ei. indiciu. Dar nu, că era destul de greu să... Hai să vedem ce facem acum. Ceva pe acolo. Și uite, face și semnul păcii. Să fie bine. Pe data nu știu exact, te referi la om în sine sau La la... ceea ce fac ei acum. Bingo. Da. Era mai ușor dacă desenam o tipă într-o baie. Nu, ba da, adică...
Bun, ok, că o să încerc să fac asta destul de sugestiv, că să-ți dai seama. Ai de capul meu cât e interesant. Tablou nu e că e prea mic. Nu. E tastatură. Bine, oricum era greu să o reproduc pe toată, dar oricât. Hai să Puteai mai să facem. începi și tu. Cu Q, cu W, peste E, pe nu toate. mai pete. Adică nu cred că e complicat, dar era ușor, zic și eu. Hai să mai facem fiecare câte una, că oricum de bătut mai bătut. Așa. Stai să mă gândesc. Nu prea îmi dau seama și edită mai cuvântul. E legat de asta. Nu e sigur asta. Dacă nu, clar nu e PPN. Pe iluzii. Hai să vedem ce mai avem. Râi la final. Era povestea aia cu... Era o reclamă cu un super glue. Când lipește nimic, nimic nu deslipește. Ah, Mamă, bravo. mi-ai dat indiciul ăsta, a fost indiciul de aur, dar mi-a luminat clar, calea. Oh, ce ar trebui eu să-ți desenez aici ca să-ți dai tu seama, fiind așa ultimul? Plus că sunt mai multe forme, nu prea știu exact ce să-ți desenez. Să zicem că asta ar trebui să fie ceva. Are două butoane, să zicem aproximativ. Poate să aibă luminițe pe aici. Nu. Și e vorba de o componentă a lui. Și cu capa la final. Hai să-mi bag ceva cred. E banal. Click. Aha. Da, se pare că mai cam bătut la faza asta, dar pot Da. să-mi iau revanșa. Te așteptam când vrei să joci. N-ai putea să joci chiar și cu urmăritorii. Păi uite că dacă o să intrați pe joc, lăsați-mi în comentarii, băi, intru pe la ora aia ca să intrăm și noi și eu să-mi fac un cont ca să știți exact că sunt eu. Oricum, probabil azi când am făcut clipul o să-l vedeți și voi pe canal, deci da, o să mă gândesc la un titlu, bineînțeles, pentru că trebuie ceva sugestiv ca să ne strângem aici cât mai mulți. Hai să fie așa pe final, să fie cireașa de pe tort, să vedem ce ne desenează aici. Mâncare, ce ar trebui să fie? Hai să facem altfel. Asta e cu negru și asta e cu negru pe aici. Și cu alb pe interior. Așa. Ia uite-mă și știu. Gen, sunt bilele alea, dar nu mai știu exact cum le zic. E yin yang. Ce înseamnă yin yang? Păi asta e că nu mai știu. Ce simbolizează? Nu mai știu. Hai mă, Ori că dau. ți-am dat cuvântul acum. Ah, simbol. Poate că sunt multe din astea banale și nu-ți dai seama. Adică te induc așa în eroare încât nu reușești să le faci. De exemplu, acum mi-a picat mie ceva. Hai să-l mai facem și pe ăsta. Nu știu cum să-ți reproduc. Deci, ăsta e ceva. Aici ai ceva. Și ce mi-a dat mie e ce e pe aici. Ia vezi, îți Deci, vine ceva în minte? ăla ar fi similar unui pat. S-ar putea. Mamă, ce nasol e să nu știi cuvintele propriului joc, să Asta nu... de aici, ce este asta de aici? Dacă faci o săgeată sau ceva, îmi dau seama că eu nu vă mai Asta auzi. de aici din jumate. Uite asta așa. Chiar și-a făcut cuvertură, dar nu, că e tăiat Nu, cu e leu. altceva. Adică e sinonim cu ele. Nu știu. Lingerie? Come on! Vezi? Vezi cum ți-am dat-o pe asta? Mersi, ce să zic. Ha, da. Bun. Cam asta ar fi, v-am zis, aveți în descriere site-ul, aveți toate alea, nu știu, eu consider că jocul acum e mult mai interesant, că l-ai în română și e tot ce trebuie, adică e mai la îndemâna oricui.
și sperăm și eu și Robert și toată echipa să intre mai mulți jucători acum și să începeți să vă, cum să zic, să vă petreceți timpul pe aici, că dacă vreți să vă arătați talentul la desen, eu vă aștept cu mare drag să știți, adică, na. Bun, cam asta ar fi desenul, aveți să ne scrieți toate detaliile, eu am fost eu, că mă știți, și el a fost Robert. Salut! Salutare toată lumea!